Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. În cadrul ediției de astăzi vom intra abrupt. Vă prezint invitatul, profesor universitar dr. Ioana Brudan, rectorul Universității Transilvania Brașov, care este cea mai ocoșă dintre toate. Mai sunt, dar asta este, cel puțin în inima mea, cea mai ocoșă dintre toate. Domnule rector, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara! Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Bine ați venit. Ziceam așa, că să fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Hm? Orice ori fi zicând bizonii la orarea mea. Nu știu, e problema lor. Zicând, e problema lor, da. Astăzi, sigur, spațiul este o jumătate de oră, nu ne ajunge, dar ne va ajunge atâta cât să aflăm noutăți de la sursa cea mai autorizată în ceea ce privește traseele aspiranților și aspirațiilor către evoluție, din punctul dumneavoastră de vedere, domnule rector, pentru că este o pepinieră. Da, e adevărat, universitățile, inclusiv universitatea noastră, reprezintă, dacă ar fi să ne gândim la formarea, să zic, resursei umane a oamenilor, cea mai înaltă treaptă de educație și o mare parte dintre tinerii de astăzi aspiră la această treaptă și o și trec, însă sunt mai multe probleme și aș începe de la contextul național și de ce nu internațional. Noi acum facem parte dintr-o familie din Uniunea Europeană. La nivelul Uniunii Europene, ținta pentru 2020 este ca cel puțin 40% din populație să aibă o formare terțiară, adică formare universitară. Fie că este vorba de tineri, fie că este vorba de persoane mai în vârstă care pot urma cursuri la distanță. Și ar vrea să vă spun că din acest punct de vedere avem o mare problemă. Deci România și-a fixat, deși la nivelul Uniunii Europene ținta este de 40%, această țintă undeva realist la 27%. La noi. În România și nu cred că o vom atinge. Deci nu 40%, ci această țintă de 27%. Deci pe de o parte este această, hai să nu-i spun presiune, această situație pe care o avem în comunitatea în care ne aflăm, o foarte mare parte din populație absolventă de studii superioare și aceasta se reflectă, dacă vreți, și în ocupațiile pe care acești oameni le au. Și pe de altă parte, situația noastră a României, unde tot timpul ne plângem că sunt prea mulți studenți sau că sunt în universitate prea mulți studenți care ce poate nu ar trebui să fie în universitate. Se plâng foarte mult, să știți. Începând cu profesorii, terminând poate cu părinții, trecând prin firme. Și cu de ce spun acest lucru? Pentru că fiecare se așteaptă ca după absolvirea unei facultăți să-și găsească un loc de muncă pe măsura pregătirii. Oarecum este normal, pentru că o investiție făcută în pregătire, în acești ani în care studenții sunt în universitate, se dorește oarecum răsplătită de un loc de muncă pe măsură. Astăzi am avut o discuție la rectorat, azi de dimineață, cu un mare angajator, o mare firmă din România, care mă întreba lucrul acesta. Dom'le, ce se întâmplă în universitate? Cum vă corelați voi oferta educațională cu ce cere nu știu cine? Brașovul, România, Europa? Și tocmai asta i-am întrebat. Ce sunt eu? Sunt un furnizor de serviciu? Adică dacă dumneavoastră doriți să urmați filozofia, că vă place filozofia, am eu ca universitate responsabilitatea de a vă forma în filozofie pentru că după aceea veți avea un loc de muncă? Și am spus, nu știu dacă universitățile sunt cele responsabile de corelarea dintre ce are nevoie această țară, în ceea ce este formarea oamenilor cu studii superioare, și oferta și ceea ce oferă universitățile. După care mi s-a replicat, da, dar statul dă niște bani și statul are un interes să-și pregătească oamenii în domeniile pe care le consideră prioritare. Și am spus, da, e adevărat, pentru că dacă dă un ban, ar trebui să fie interesat că această investiție să o facă în oameni pregătiți în domeniile de care are nevoie. Numai că nu poți obliga niciun absolvent să lucreze în România după ce termină o facultate finanțat de stat, pe acele locuri bugetate, cum le numim noi. Nu avem voie, nici conform Constituției, nici conform legislației sau alte legislații
care funcționează în această comunitate în care suntem noi, cea Uniunii Europene. Și atunci, ce planuri să facă statul? Suntem în Brașov, da? Ce ar trebui să promovăm noi? Domeniile care se cer în Brașov. Dar nu avem numai studenți din Brașov, avem studenți și din alte părți ale țării. Majoritatea sunt din alte județe. Poate ei doresc să se întoarcă acasă și să-și găsească un loc de muncă acasă, în zona lor. Pregătim studenți, absolvenți pentru un loc de muncă în România? Pregătim studenți de muncă, studenți și absolvenți pentru un loc de muncă, nu știu, în Europa, în America? Ne-am dorit atât de mult să fim parte a Uniunii Europene, am văzut numai beneficiile, dar nu vedem și dezavantajele. Dezavantajele care uneori nici nu știm cum să le încadrăm în categoria dezavantajelor sau în categoria avantajelor. Da. Statul spune parțial că are nevoie de medici, da? Și investește în pregătirea studenților de la medicină. A locuri, anumit număr de locuri bugetate. În momentul în care un absolvent de medicină pleacă din țară, de ce a mai investit statul bani într-un asemenea domeniu pe care îl consideră prioritar, atât timp că nu poți să ai certitudinea că rămâne în țară? Și atunci vedem de fapt că multe aspecte ce țin de formarea resurselor umane nu țin doar de universități, nu țin măcar nici măcar de politicile guvernamentale, ci țin de foarte mulți factori, printre care și dezvoltarea, să spunem, generală pe care o are țara. Fiindcă erau și doi tineri în acest grup cu care am discutat azi, am întrebat, bun, ce ați absolvit? Nu spun acum domeniile lor. Zic, de cât timp? De 2 ani. Bun, și am zic o întrebare simplă pentru voi. Două întrebări am. Una, v-ați pregătit într-un domeniu, dar dacă vi se oferă un loc de muncă mult mai bine plătit în alt domeniu, ce faceți? Amândoi mi-au spus că renunță la domeniul pentru care s-au pregătit și asta am spus, să știți, majoritatea studenților din universitate cu care discut. Și e bine, domnule rector. I-am întrebat pe ceilalți, mai în vârstă, vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră ați studiat într-un domeniu. Ceea ce faceți acum este în domeniul pentru care v-ați pregătit? Mai mult de jumătate nu lucrau în domeniul pentru care s-au pregătit. Deci asta a fost, spun, legat de prima întrebare. Dacă după ce ai absolvit o facultate și ți se oferă un salariu mai bun în alt domeniu... A fost întrebare de reporter. O întrebare de om care se preocupă de pregătirea studenților, să vedem și noi în ce direcție mergem. Și am avut o întrebare, foarte interesant răspunsul și pot să spun că mi-a plăcut. I-am întrebat dacă în România obțineți, și le-am spus, acest nivel este nivelul real. Și știu de ce spun acest nivel. 1000 de euro salar pe lună. Și în Germania, 3000 de euro. Ce faceți? Rămâneți în România sau plecați în Germania? Și mi-au răspuns că rămân în România. Și aici vin la o mare problemă. Avem foarte mulți tineri care pleacă după ce termină o facultate. Tineri care pleacă la asemenea salarii, 2, 3, 4 mii de euro sau mai mult, dar care am certitudinea că în proporție de poate 70-80% pentru nivelul de 1000 de euro rămâne în România, unde au și casă, și familie, și tradiții, și cunoștințe, și așa mai departe. Și cred că puțin dintre cei care ar trebui să se ocupe de aceste lucruri se gândesc la faptul că ai putea să ții un tânăr valoros dacă vede că este și mediu propice, dacă vede și perspective de dezvoltare și de avansare în carieră la acest nivel. Ori, eu vin dintr-o instituție publică. Ca să formez oameni de valoare, îmi trebuie formatori de valoare. Da? Vreau să angajez tineri valoroși, absolvenți de ai noștri, care sunt foarte buni. Unii dintre ei sunt extraordinar de buni. La ora actuală, legislația românească mă obligă să-l angajez cu 300 de euro pe lună. Când vine cel de la o firmă sau de la o altă, poate, instituție, care nu este neapărat de stat și oferă de 3 ori, de 4 ori mai mult. Atunci, cum să țin în universitate tineri buni care să facă performanță și care să pregătească oameni buni, resurse umane de valoare pentru viitor? Și ca rector, acum vă spun, mă deranjează faptul că trebuie să recurgem la tot felul de lucruri care trebuie să fie legale, pentru că altfel nu se poate, dar știți, ne scărpinăm cumva după ureche. Ori cu contracte de cercetare prin care să mai poată câștiga câteva sute de euro sau poate 1000 de euro în plus, dacă e bun, și recunoaștem că el trebuie să-și dedice timpul fie cercetării, fie educației și nu prea are timp de altceva. Și atunci trebuie să aibă și un salariu corespunzător.
Dar și acestea sunt pe perioadă determinată sau, mă rog, pe perioadă relativ scurtă, nu ai certitudinea unui asemenea venit. Sau, în colaborare cu firmele, mai găsim soluții pentru a ajuta, fie că lucrează part-time la aceste firme sau fac diverse proiecte pentru firme, dar nu este normal. Și atunci eu vin și întreb, de ce nu ne putem ține acest tineri, că spuneați care e perspectiva, pentru un nivel poate de 3 ori mai scăzut ca în Europa de Vest, dar care ar fi convingător pentru sunt un tânăr valoros cauze, să rămână aici? Rector, sunt multe cauze. În opinia mea, nu pretind că le știu pe toate. Acum, în timp ce vă ascultam, vedeți, eu am disciplina dialogului. Nu ca la alte posturi unde vorbesc câte 4-5 și nu mai înțelege nimeni nimic. Da. În calitate de consumator de televiziune mă deranjează acest aspect. Mă gândim la următorul aspect. Una dintre cauze ar fi aceea că tinerii, și nu odată am văzut, nu știu dacă dumneavoastră veți confirma, nu odată am văzut acest aspect și mi-a fost rușine, pentru că sunt dintr-un alt segment de vârstă, tinerii bine pregătiți, cu potențial, cu tot ce trebuie, chiar și educați, incomodează, domnule rector. Și de cele mai multe ori sunt înlăturați din anumite zone unde ar fi excepționali, chiar dacă au altă pregătire. Dacă în facultate învățăm, să învățăm, mai ales, nu? Da, depinde de domeniu, depinde unde vă uitați la asemenea situații, într-adevăr. Sunt instituții, și spun instituții, în care se întâmplă acest lucru. Tinerii valoroși pentru jobul pentru care sunt angajați într-o firmă nu prea cred că sunt înlăturați într-o firmă privată. Dar e o problemă reală și cel puțin la noi, în ceea ce privește cadrele didactice, încercăm să promovăm și să aducem cadre didactice valoroase și nu dimpotrivă, deci nu să-i înlăturăm, ci să-i aducem și să-i ținem aproape. Chiar discutam recent cu o colegă din conducerea universității care îmi spunea că oamenii valoroși nu se angajează, ci se vânează. Să știți că încercăm în universitate măsura în care putem să vânăm între ghilimele copii buni, absolvenți de ai noștri și nu numai. Și chiar cred că în premieră pentru România, la scoaterea posturilor la concurs în universitate, pentru că este atributul executivului, am spus că nu scoatem niciun post la concurs până când directorii de departament nu vin cu dovada că există cel puțin un potențial candidat, pentru că noi scoatem postul la concurs nu pentru un om sau altul, dar mă interesează să fiu sigur că există cel puțin un candidat care îndeplinește niște criterii pe care noi le-am fixat. Și credeți-mă că aceste criterii sunt mai dure și ștacheta este mai sus decât criteriile fixate la nivel național. Este minunat. Vestea pe care ne-o dați noastră este minunat. Dar nu vă spun ce probleme am avut cu o parte dintre colegi datorită acestei condiții. Și le-am spus, de altfel este singurul lucru, singura afirmație pe care am făcut-o în calitate de rector, că accept multe lucruri, dar peste asta nu trec. Și dacă mă uit ce s-a întâmplat în facultatea în care am fost decan înainte de a deveni rector la Silvicultură și faptul că în 8 ani de cât am fost decan s-au pensionat 19 colegi și s-au angajat doar 5 și la faptul că o catedră care era cea mai slabă, gândindu-ne la performanțele cadrelor didactice, astăzi a ajuns pe primul loc în universitate, înseamnă că, iată, după 10 ani, după 5-10 ani, 5 poate e prea puțin, rezultatele încep să se vadă. Și sper că acest lucru să se vadă și în universitate. Pentru că totul pleacă de la oameni și de la resursa umană. Tot timpul am spus că degeaba ai resurse financiare sau resurse minerale, dacă ne gândim la o țară, și România este un exemplu în acest sens, dacă nu ai resursa umană care să le valorifice. Astăzi avem și resurse, să spun, minerale, poate și resurse financiare care, din păcate, sunt irosite sau au fost irosite sau nu mai sunt în folosul românilor, ci altora. Și am și exemple de țări în care nu există resurse minerale, nu există poate nici resurse financiare atât de mari, dar pornind de la resursa umană și zona Asiei de Sud-Est este un exemplu elocvent din acest punct de vedere, au ajuns la un nivel de dezvoltare extraordinar. Și culmea este că aceste țări investesc în continuare foarte mult în educație. Din păcate, noi după 25 de ani am reușit să înțelegem că această țară nu se poate dezvolta fără investiția în cel mai important lucru, care este resursa umană. Resursa umană, da. Așa este, dar trebuie să fim și educați, să avem și simțul măsurii. Eu nu contenesc să subliniez acest aspect, nu în domeniul dumneavoastră de activitate, în cel academic,
dar acolo unde ajung cei pe care îi formați, nu odată am văzut exemple în toate domeniile de activitate, tineri cu potențial care sunt înlăturați. Unii chiar, pentru unii, aceasta este prima cauză care determină să plece din țară. Da, e adevărat. Sunt și asemenea exemple, din păcate. Pentru că el vede că este mai bun, limpede, și locul, da, dar de obicei, lui îl ocupă altcineva. De obicei știți că acest lucru se întâmplă în instituțiile de stat, cu precădere în instituțiile private. De stat. Vă asigur, am văzut așa. În cele private, nu vă supărați, înseamnă că managementul acelei firme private este total defectos, pentru că ar fi interesul firmei să aibă oameni cât mai valoroși, nu, care să producă cât mai mult pentru firma respectivă și care să crească profitul firmei. M-aș mira să fie asemenea situații destul de frecvente, spre deosebire de instituțiile de stat. Da. Și problema aceasta, nu cred că aceasta este problema cea mai mare. Cred că cea mai mare problemă este politizarea acestor instituții. Faptul că, și dau acest exemplu destul de des, este domeniul meu al silviculturii, unde un sector care este preponderent etatist, unde cu orice schimbare politică a guvernului se schimbă totul. Noi ne mai amuzăm spunând că se schimbă de la ministru, secretar de stat până la portar într-un ocol silvic. Ori aceste lucruri nu sunt normale. Și nu sunt normale, gândiți-vă, în primul și în primul rând, din punct de vedere inclusiv al educației. Păi ce pot eu să le spun studenților din asemenea domenii, realitatea, în care angajatorul... Le spunem realitatea. Ce pot eu să le spun legat de evoluția în carieră? Când el știe că poți să fii foarte bun profesionist, dar nu ești din partidul care trebuie și vine altul în locul tău, care din punct de vedere profesional poate este incomparabil mai slab, dar are susținere politic. Și asta se întâmplă nu numai în România, se întâmplă în toate țările cu acest nivel de dezvoltare în care instituțiile statului sunt destul de preponderente în ceea ce privește angajabilitatea. Să nu uităm că în România sunt 1,2 milioane de angajați la instituțiile de stat. Din cei 4,7 milioane de angajați la nivel național. 4,7. E foarte mult. Știu de la domnul Ion Popescu, pe care îl veți putea urmări sâmbătă, la ora 9:40, pe Antena 1, firește. Și veți afla lucruri interesante. Ca urmare, 4,7 milioane. Da, ca urmare, și aceste lucruri se văd mult mai frecvent în România, comparativ cu o țară unde ponderea angajatorilor de stat este mult mai redusă. Da, iertați în termenul neacademic, totul a fost bulibășit în țara aceasta, cu acordul meu în calitate de complice și cu acordul lor în calitate de tâlhar și de trădător. Că de aceea am venit, nu pentru invitatul meu de astăzi, ci pentru aceia care au pretins că ne-au condus în ultimii 25 de ani la Ocnă, v-aș trimite pe termen lung. Să vă liniștiți. Dar e și vina mea, eu sunt complice, domnule. Eu aș fi un pic mai indulgent, să spun așa, pentru că, vedeți, dacă discutăm cu... Eu probabil că am obosit puțin. Dacă discutăm cu colegii noștri din domeniul sociologiei, probabil că o să ne spun altceva. A fost o schimbare de sistem, o trecere de la un sistem la altul. Când ne spunea Brucan că peste 20 de ani va fi democrație în România, l-am înjurat cu toții zicând că, mă rog, este foarte pesimist, dar cred că a fost foarte optimist. Și atunci... N-am înțeles ce ne-a spus. El știa foarte bine, dar vedeți că de obicei dreptatea s-ar putea să nu aibă întotdeauna cei mulți. Cei mulți au dreptatea la vot. Dar în viața reală... Vedeți, cu dreptatea asta și cu adevărul e mai complicat. Știți ce se întâmplă la vot. Păi da, dar atunci, repet, atitudinea populației față de afirmațiile lui Brucan a fost foarte dură, dar iată cum de fapt a fost nu pesimist, ci foarte optimist. Deci a fost această perioadă, eu sunt foarte încrezător, să știți, și îmi știți optimismul, pentru că lucrez cu tineri și... văd potențialul lor. Nu uitați că acești tineri sunt copiii noștri. Un optimism realist. Da. Realist și câteodată trebuie să fie și un optimist idealist. Da. Dar aș vrea să vă spun că mai dau acest exemplu al poate neadaptării criteriilor noastre de judecată la generația de astăzi.
Da. Mi-aduc aminte de părinții mei care se plângeau tot timpul de generația mea că se uită prea mult la televizor, că n-aveam ce face atunci și după aceea ne-am uitat foarte puțin pentru că nu prea mai era ole de emisiune. Sau că prea ne interesează discoteca sau muzica, nu? Muzica străină era atunci la modă. Îmi amintesc de părinții mei care la rândul lor erau criticați de bunicii mei că prea des merg la întâlniri și șuiete cu prietenii și colegii lor și oare nu suntem și noi astăzi la fel cu copiii noștri spunându-le că prea să joacă mult cu tableta, că prea nu fac mișcare, că prea trebuie se uită la... Trebuie un echilibru în toate. Eu zic că trebuie să ne adaptăm criteriile de judecată la realitățile de astăzi. Iar... Unii sunt prea adaptați, domnule rector. Nu sunt știu, nu, eu repet, aș fi optimist din punctul acesta de vedere. Iar faptul că se întâmplă în România lucruri care nu sunt la locul lor, este bineînțeles vina noastră în primul rând. Sigur, acelor care le-am acceptat, acelor care le-am susținut prin votul care le-am dat, acelor care... Sau nu l-am dat. Sau acelor care... Sau nu l-am dat, aveți dreptate. Și eu nu... Eu aș vedea, repet, mult mai optimist, a fost o perioadă prin care probabil trebuia să trecem, iar dacă o să vă uitați la ceea ce s-a întâmplat în toate țările cu același nivel de dezvoltare al României, o să vedeți că modelul este similar. Mergeți în Bulgaria, ușor mergeți în Serbia. Aplicat. E ușor depinde, diferit, că de exemplu în Ungaria de... sau Polonia, în perioada comunismului, era graniță cu vestul. În aceste țări, să nu mai zic de Ceoslovacia, nu împărțite azi în cele două țări, să nu mai zic că aveau și sectorul privat dezvoltat. Micile afaceri, comerțul. Noi ce experiență am avut din acest punct de vedere? Cu ce pot eu să-i blamez pe părinții mei că n-au început, nu știu, o afacere sau ceva în zona antreprenorială, când toată viața lor au fost obișnuiți să stea în cutiuța lor, să meargă la muncă, dar să-și facă eficienți. Treabă. Au fost pentru acele momente. Dați-mi voie să le mulțumesc părinților dumneavoastră. Și eu le mulțumesc, în primul rând. Îngăduiți-mi o paranteză. Este... Nu ar fi musai, dar e musai. Vreau să dau citire unui apel... redactat de către actorii Teatrului Sica Alexandrescu și musai vreau să vi-l prezint, îl veți mai auzi și mâine prezentat și poate și săptămâna viitoare dacă va mai fi cazul. Actorul Costache Babi are nevoie de ajutorul nostru. Apelul este semnat în numele actorilor de către Ligia Stan. Împreună cu colegii de la Teatrul Sica Alexandrescu Brașov vă solicităm ajutorul pentru colegul nostru maestrul Costache Babi. Domnia sa se află într-o stare foarte gravă de sănătate și are nevoie urgent de un stimulator cardiac bicameral. Costurile intervenției se ridică la 6.500 de euro. Pentru unii suma poate părea mică, dar din păcate din pensia de actor în România anului 2015 nu se pot acoperi nici pe departe aceste costuri. Oare de ce? Timp de 50 de ani, maestrul Costache Babi Anghelescu ne-a dăruit câte puțin din inima sa cu fiecare spectacol jucat. Dăruindu-ne, ne-a îmbogățit atât pe noi, colegii de scenă, cât mai ales publicul, care l-a aplaudat și iubit necondiționat la fiecare apariție. Acum este rândul nostru să-l ajutăm, să-i ajutăm inima să bată pentru a ne mai putea dărui momente speciale cu talentul său. N-ar fi suficient doar să-l privim. Ne-a dăruit destul, zic eu. Asta a fost o paranteză. Orice ajutor, oricât de mic, este binevenit. Toți cei care doresc să ajute, să adauge câte o clipă de viață inimii maestrului Costache Babi, pot să o facă în contul pe care îl vedeți că va rula pe ecran, pe micile dumneavoastră ecrane. Vă place? Șablon verbal. Da. Și să încheie, vă mulțumim anticipat pentru implicarea de care suntem convinși că veți da dovadă. Ligia Stan semnează, așa cum spuneam. Nu mi-a solicitat nimeni, am găsit pe Facebook, vă mărturisesc acest anunț și așa am socotit eu că ar trebui, pentru că îl prețuiesc și eu, atâta cât mă duce pe mine mintea pe actorul Costache Babi. Nu e în ordine, nu e așa, domnule rector? E adevărat. Ar trebui să se oferim tot. A trebuit și, în primul rând, ca sistemul medical, sistemul de pensii, exact. Sistemul de asigurări din România să permită asemenea lucruri. Din păcate, nici nu cred că se va rezolva pe termen scurt sau mediu asemenea, se vor rezolva asemenea situații, pentru că vedeți, atât timp cât raportul forței de muncă active
la raportat, deci această forță de muncă activă la numărul de pensionari. Se va inversa în scurtă vreme. Da, este o problemă și din păcate sunt lucruri, provocări cu care societatea românească de astăzi se confruntă. Da, cred că mai avem doar 2 minute, vi le ofer în totalitate pentru a ne aduce dumneavoastră la cunoștință ceea ce nu vedem noi în cadrul rectoratului și implicit al universității și ar trebui să vedem. Sunt multe lucruri care se întâmplă bune, zic eu, în universitate. În primul rând este accentul pe resursa umană, fie că este vorba de studenți, fie că este vorba de cadre didactice. Este prea puțin timp la dispoziție pentru a le menționa, dar a fost prioritatea și este prioritatea noastră și deja lucrurile încep să se vadă, zic eu, în ceea ce privește performanța universității și la nivel național și internațional. Anul acesta, o noutate care se vede de data aceasta este deschiderea stagiunii universității. Am considerat că trebuie să ne aducem aportul la viața culturală a Brașovului și avem cel puțin un eveniment pe lună, un concert în cadrul stagiunii Universității Transilvania din Brașov, intrarea fiind gratuită pentru cele 500 de locuri din aula Sergiu Chiriacescu. Relația cu mediul economic din Brașov și sociocultural, să știți, merge destul de bine. Vin acum de la inaugurarea celui de-al doilea podium al companiilor, firme care au investit în amenajarea unei zone în universitate și unde vor avea o zonă la dispoziție pentru a interacționa direct cu studenții. Nu aș încheia înainte de a vă spune că ne dorim ca universitatea să fie privită ca un partener serios, ca un partener deschis și ca un partener care poate să contribuie semnificativ la ceea ce înseamnă viața Brașovului din toate punctele de vedere. Nu suntem numai formatori de resursă umană și urăsc această formulare, dar se pare că e din ce în ce mai încetățenită, dar ne-aș dori foarte mult să fim cu adevărat o flacără vie în inima Brașovului. Sunteți cu certitudine. Universitatea Transilvania se bucură de recunoaștere, în primul rând, și implicit de aprecierea noastră, ca să nu spun de dragostea noastră. Mi-am adus aminte de Nichita Stănescu. De dragoste mai ales. Rostea frumos. Domnule rector, vă mulțumesc din toată inima. Mulțumesc și eu. Pentru că, mă iertați, am avut un disconfort. Pentru prezența dumneavoastră, vă doresc succes și să ne revedem cu bine. Oameni buni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din toată inima. Și vă sugerez, ca de obicei, pentru ca să avem o viață suportabilă, să scăpăm de ăștia, neapărat trebuie să scăpăm de ei, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!